Bun găsit! Vi-l prezint pe robotul Emo. Astăzi este trist, deoarece în memoria lui au loc doar gândurile negative ale unor copii care nu au încredere în ei. De exemplu, of, iar am greșit. Pur și simplu nu sunt bun la probleme. Nu mai am chef să repet. Renunț. E prea greu pentru mine. Cum putem să reparăm memoria lui Robo Emo și să transformăm gândurile negative în gânduri pozitive? Puteți opri filmulețul și să găsiți o rezolvare. Iată câteva exemple prin care gândurile negative le putem transforma în gânduri pozitive. Puteți discuta împreună cu învățătorul și cu colegii de clasă. Bun găsit! Vă ofer astăzi o poveste din Umbrelă. Este o poveste despre încredere și speranță. Se spune că, odată, un fermier și familia lui treceau printr-o perioadă nemaipomenit de secetoasă. La dejun, fermierul și-a adunat familia în jurul mesei din bucătărie și s-a rugat cu toții să plouă. După rugăciune, bărbatul s-a ridicat de la masă și a dat să iasă din casă. Tată, unde te duci? L-a întrebat fata lui de 6 ani. Îngândurat, tatăl i-a răspuns: merg pe câmp să văd ce a mai rămas din grânele noastre. Ia o umbrelă cu tine, l-a sfătuit fetița. Nu fi prostuță, i-a spus tatăl, nu a mai plouat de luni întregi. Știu, dar tocmai ne-am rugat să plouă. Oare Dumnezeu nu ne-a ascultat rugăciunea? Bărbatul s-a uitat la umbrela aflată chiar lângă ușa deschisă. A privit apoi la cerul fără nicio urmă de nori. S-a uitat la fața inocentă a fetiței sale, a prins de mâner umbrela în vreme ce ieșea pe ușă, balansând-o în mână pe când se îndrepta spre câmp. După un timp, norii au acoperit cerul și a început să plouă. Minune? Miracol? Minunile vin doar în viața celor care cred în ele. Așadar, ia mereu o umbrelă cu tine, chiar dacă norii speranțelor tale nu au apărut încă pe cer. Chiar dacă ploaia împrospătoare a visurilor tale nu a fost încă anunțată. Ia cu tine umbrela speranței și a încrederii. Nu uita, ia cu tine și o umbrelă. Desenați o umbrelă în care să scrieți însușirile fetiței din povestire. Vă reamintesc câteva dintre replicile fetiței. Puteți opri filmulețul și să vă verificați. Vă invit să vă verificați. Fetița din povestire era curioasă, îngrijorată, dar în același timp optimistă. Vi-l mai amintiți pe robotul Emo?
De această dată, el vă invită să continuați următorul enunț cu cât mai multe variante de răspuns. Am încredere în mine că eu, Eli, am încredere că voi veți fi mai încrezători în voi și veți avea mereu la voi umbrela speranței. Pe curând!